Biroul unde se fac internările pentru secțiile ginecologie, aflat la parterul blocului materno-infantil, a fost reabilitat în totalitate. Vorbim de o suprafață de peste 200 de metri pătrați, unde s-a intervenit pe toate planurile. Pereții au fost acoperiți cu un tapet special ce conține ion de argint, care nu permite extinderea bacteriilor. Au fost înlocuite instalațiile electrice și tocăria, iar echipamentul medical este de ultimă generație. Lucrările de modernizare au presupus și recompartimentarea spațiului. Astfel au apărut cabine de duș și vestiare. Acolo nu se mai investise niciun ban de mai bine de 30 de ani, de când clădirea a fost dată în folosință. Este vorba de o suprafață de aproximativ 220 de metri pătrați, suprafață care se află la parterul blocului materno-infantil. Ca și alte spații din acest bloc materno-infantil, nu a mai fost reabilitat până acum, deși blocul a fost dat în folosință în 1987. Am cumpărat și echipamente medicale și mobilier medical nou. S-au montat aceste echipamente. În acest moment se face curățenia și dezinfecția, astfel ca începând de mâine, sperăm noi, deja pacientele care se adresează Spitalului Județean de Urgență Slatina cu un bilet de trimitere pentru internare să fie primite în acest spațiu complet reabilitat, dotat și cu dușuri și vestiare pentru paciente, lucru care pe spațiu vechi, practic aceste spații nu existau înainte. Odată cu finalizarea lucrărilor, la parterul blocului materno-infantil mai rămân de reabilitate etajele 5 și 6, dar și scara de acces. Reprezentanții unității sanitare spun că până la sfârșitul anului vor demara lucrările la scară, ca anul viitor să se intervină și la cele două etaje rămase nemodernizate. În acest bloc mai rămân de reabilitat anul acesta și probabil ne vom întinde și anul viitor etajele 5-6 și scara blocului materno-infantil, care de asemenea necesită lucrări de reabilitare. Dar noi toate aceste lucrări le avem în proiect și sperăm ca la finalul anului 2018 să putem vorbi de un întreg corp de clădire complet reabilitat și autorizat din punct de vedere al ISU. Deci cu autorizație din partea ISU-OLT, la momentul la care lucrările vor fi finalizate integral pe acest corp de clădire. În ultimii ani, Spitalul Județean de Urgență Slatina, cea mai mare unitate sanitară din județ, a beneficiat de numeroase lucrări de modernizare. Numai pentru maternitate au fost alocate peste 22 de milioane de lei, bani de la Consiliul Județean. Acestora li se adaugă și cele peste 400 de mii de lei cât a costat modernizarea biroului internări pentru secțiile ginecologie.